Brașovul a avut parte de familii de mari intelectuali care au contribuit la dezvoltarea vieții cetății. Una dintre acestea a fost și familia Baiulescu. Protopopul Bartolomeu Baiulescu a fost și învățător, iar soția o înfocată apărătoare a drepturilor românilor din Ardeal. În 1896, la împlinirea vârstei de 65 de ani, Bartolomeu Baiulescu își vede împlinită cea mai mare dorință a lui și a enoriașilor săi, terminarea construcției Catedralei Ortodoxe Române din cetatea Brașovului, Biserica Adormirea Maicii Domnului din Piața Sfatului. Toți cei 5 copii ai familiei Baiulescu i-au urmat pe părinți în trale învățăturii, câțiva urmând facultăți prestigioase în străinătate. Dintre acestea îi amintim pe inginerul Romulus Baiulescu, ce a condus lucrările de construcție a unor importante gări și tronsoane de cale ferată din țară. Ioan, fratele său mai mare, tot un reputat constructor feroviar, a calculat rezistența podurilor de peste Dunăre de la Cernavodă, fiind prieten și colaborator al marelui inginer Anghel Saligny. Medicul Gheorghe Baiulescu a fost în 1916 primul primar român al Brașovului, iar după unire, în 1919, primul prefect român al județului. Casa Baiulescu din Livada Poștei, acum corp al Bibliotecii Județene, a aparținut doctorului Baiulescu, clădire pe care acesta a donat-o orașului. Însă, popularitatea Mariei Baiulescu, activistă în plan filantropic, social și politic, este și astăzi greu de egalat. Vreme de câteva decenii, alături de Regina Maria, cu care se întâlnea periodic, a fost feminista cea mai cunoscută și mai titrată în presa vremii. Scriitoare și traducătoare, Maria Baiulescu este singura femeie care a colaborat la elaborarea Enciclopediei Române. S-a implicat și în dezvoltarea meseriilor și ocupațiilor femeilor. A salvat viețile a sute de orfani și le-a oferit educație în cadrul unei școli de menaj și industrie casnică. A ținut conferințe în toată România și în Europa, dar cea mai importantă realizare a brașovencei a fost unificarea tuturor organizațiilor de femei din țară. Maria, ca și întreaga familie Baiulescu, este îngropată în cimitirul Groaveri, ce aparține de Biserica Sfânta Paraschiva.